fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. Într-un sătuc îndepărtat trăia o fetiță, o fetiță harnică și frumoasă foc, care ei îi plăcea la nebunie să-și ajute mama și tatăl prin gospodărie. Îi plăcea să măture pe afară, să aibă grijă de animăluțele ei de prin curte. Îi plăcea chiar și să o ajute pe mama la curățenie. Era foarte harnică, fată frumoasă și bună la suflet. Dar părinții ei erau atât de săraci încât nu-și permiteau să-i ofere un viitor frumos, iată de ce s-au hotărât să o lase în grija bunicii și să plece în lume ca să facă ceva bani pentru ea. Aflând de această veste, fetița s-a întristat enorm. Nu că nu i-ar fi plăcut cu bunica, ba din contra, bunica îi împlinea toate poftele. Bunica avea grijă de ea, îi făcea hăinuțe frumoase, o făcea mereu să zâmbească, deși ochii ei erau mereu plini de lacrimi. Într-o noapte, pe când stătea ea singurică în camera ei, a venit o vrăjitoare rea și a răpit-o de lângă pieptul bunicii. Bunica a plâns enorm, era unica ei nepoată și o pierduse. Și uite că vrăjitoarea asta rea, care înspământase mai tot satul, a dus-o pe fetiță într-un templu și a închis-o acolo. Nu o lăsa decât să iasă la balconul casei ei noaptea. Noaptea când pe cer apărea luna și stelele. Luna și stelele fuseseră pentru mulți ani înainte prietenii cei mai buni ai fetiței. Cu ea ea își împărtășea toate tainele, toate visele, toate dorințele ei. Și uite așa a trecut timpul, fata noastră a crescut mare, mare, dar era atât de tristă, tristă și supărată pe singurătatea la care fusese obligată. Într-o bună zi însă s-a auzit o bătaie la ușă. Curioasă cine bate în ușă, fata a mers să deschidă ușa, când colo niște iepurași. Salut, fetiță drăguță! Ai scăpat de vrăjitoarea aia rea! Un balaur a ucis-o și noi am venit să te eliberăm. Dar avem pentru tine și o veste bună. Uite că avem pentru tine trei dorințe. Gândește-te repede, repede, repede. Ce ai vrea tu? Să mă gândesc. Aș vrea pe cineva alături. Aș vrea un prieten. De mult timp stau aici singurică, m-am plictisit. Vreau să am pe cineva cu care să mă plimblu prin grădină, să admir florile. Oh, zici ce făcut. I-au dăruit o prietenă. Timpul trecea, dar timpul ăsta petrecut cu prietena ei nu au reușit decât să o bucure puțin, puțin. Și au venit iepurașii din nou și au întrebat-o, care este cea de-a doua dorință a ta? Vai, aș vrea o prăjitură din aia de care făcea bunica și mama. Bine, zici și făcut, să vină prăjitura, au zis iepurașii. Și i-au adus fetiței o prăjitură gustoasă. Ce prăjitură bună! Voi, așa o făcea și mama. Să înțeleg că mai ai o dorință? Ia, gândește-te bine, e ultima ta dorință. Nu trebuie să o risipești în zadar, i-au zis iepurașii. Da, aș vrea să o văd pe mama. Mi-e dor de mama. Vreau să o văd pe mama. Și zis și făcut, iepurașii i-au adus-o pe mama în vis. La care mama i-a zis fetei, draga mea, nu mai plânge. Vine o zi în care toate mamele sunt nevoite să plece de lângă copiilor. Tu trebuie să fii puternică. Și, ține minte, Dumnezeu ia mamele de pe pământ, dar lasă în locul lor florile. Florile să-ți amintească mereu de mine. Florile îți vor da viață. Florile te vor face fericite. Tu trebuie să zâmbești. Tu trebuie să fii fericită. Iubește florile și ai grijă de ele, pentru că ele te vor face fericită. Așa cum am fost eu fericită cu tine. Mamă, mamă, ah, de-ar fi să fie așa. Mi-e tare dor de copilăria mea, dar așa voi face. Și mama a dispărut din visul fetei. Și de atunci fata cutreiera toate grădinile, îngrija toate florile și le iubea așa cum a iubit-o și pe ea mama și bunica și toți cei care au fost aproape.